Începe această rețetă în ordinea în care o prepar de fiecare dată atunci când pregătesc asta. Mai întâi mă voi ocupa de pieptul de pui. Pe acesta îl voi spăla în câteva ape, iar apoi îl voi pune în prosoape de hârtie pentru a-l usca ușor. Mai departe voi continua și îl voi dezosa de os dacă va fi nevoie, iar apoi îl voi curăța bine de pielițele toate. Voi tăia după preferințe bucăți mai subțiri sau ușor mai groase din pieptul de pui pregătit, însă nu le voi tăia nici foarte subțiri, pentru că șnițele le vor ieși mult prea uscate după prăjire, dar nici exagerat de groase, undeva potrivite. Apoi, le voi bate ușor cu un ciocan pentru șnițele și voi face asta în special pentru părțile unde va fi mai mult nevoie, ca astfel să avem niște șnițele cât mai uniforme și o coajere de asemenea minunată, bineînțeles, la final. Apoi, voi condimenta bucățile din piept de pui pregătite după preferințe. Eu am făcut un mix de condimente pe care îl pregătesc în general foarte repede și îl adaptez de fiecare dată la nevoile din bucătărie. Într-un bol voi pune împreună două lingurițe pline de sare, o linguriță normal de plină de delicat și un vârf de linguriță de piper. Le voi amesteca foarte, foarte bine împreună, iar apoi cu acest mix voi condimenta toate bucățile din piept de pui pregătite. Astfel îmi va fi mult, mult mai ușor la condimentat și nu va trebui să revin de exemplu cu fiecare strat de condiment în parte pe fiecare bucată. Și tot cu acest mix voi condimenta și pe parcurs când va fi nevoie, pentru că o să mai rămână și pentru altă dată. Odată bucățile din piept de pui condimentate, le voi infolia și le voi pune acum la rece pentru măcar 30 de minute sau până când voi pregăti și pentru piure. În acest fel, practic, bucățile vor sta puțin la macerat și condimentele vor avea timp să se absorbă ușor în carne și vor fi, bineînțeles, mult mai gustoase la final. Mai departe, voi curăța apoi cartofii pentru piure. Eu am ales să folosesc cartofii roșii, deoarece aceștia sunt cartofii care absorb mai puțină apă și, practic, sunt foarte indicați pentru astfel de preparare. Pe aceștia îi voi curăța, îi voi spăla, iar apoi îi voi tăia după preferințe în 4, pe lungime sau în cubulețe mai mici. Îi voi pune la fiert în apă cu sare, urmând ca restul de sare să o adaug alături de alte condimente dorite, după fierberea cartofilor, la final. Singurul lucru la care sunt atentă pe parcursul fierberii cartofilor, în special la început, este să iau afară spuma care se formează deasupra, pentru că acolo se strâng doar impurități. Apoi, voi fierbe cartofii mai departe, la foc mediu. Între timp ce cartofii fierb, am scos bucățile din piept de pui condimentate și le voi pregăti acum pentru coacere. Într-o farfurie am pus mai întâi cele 3 ouă întregi, pe care le-am bătut bine cu o furculiță, apoi le-am condimentat după gust, tot cu mixul pregătit la început. Apoi, le-am mai bătut încă puțin și cu condimentele. În celelalte farfurii am pregătit făina și pesmetul. Mai departe, voi trece acum pe rând fiecare bucată din piept de pui condimentată prin făină, apoi prin ou, iar apoi prin pesmet. Și fac asta tot așa mai departe, bineînțeles, cu toate bucățile din piept de pui pregătite. Le voi trece din abundență atât prin făină, cât și prin ou și cât și prin pesmet, însă scuturând de fiecare dată excesul. Într-o tigaie voi pune ulei din abundență, iar apoi când acesta începe să se încingă bine, îl voi regla la foc mediu. Voi pune acum bucățile din piept de pui pregătite, rând pe rând în tigaie, pentru a le coace acolo.
Când acestea sunt rumenite suficient, le voi întoarce pentru a se rumeni și pe partea cealaltă, iar apoi le voi scoate afară pe niște prosoape de hârtie. Fac asta la fel, bineînțeles, cu toate bucățile din piept de pui pregătite. Între timp ce șnițelele se prăjesc, voi pregăti repede și o jumătate de ceapă mică spre medie, pe care o voi tăia după preferințe și o voi pune într-o oală cu ulei la călit. Când bucățile încep să se călească, voi da totul la mic și le voi lăsa astfel așa pentru câteva minute sau până când marginile se rumenesc frumos. Atât. Acest pas este opțional, însă acest ulei îl voi folosi la final pentru a sezona piureul nostru și da, este un pas pe care îl fac de fiecare dată atunci când pregătesc această mâncare în familie și este un pas care ne duce cu gândul mereu la copilărie. Revenim acum la cartofi. Când aceștia sunt fierți, verificați fie gustând unul, fie când furculița intră foarte bine în ei, voi scurge apa afară, iar apoi voi continua și îi voi mixa puțin cu mixerul pe minim sau îi voi face cu o ustensilă potrivită de bucătărie. Într-o ceașcă voi adăuga condimentele pentru piure. Eu am adăugat tot din mixul făcut la început, însă puteți adăuga, bineînțeles, după preferințele voastre. Apoi adaug peste condimente puțin din cantitatea de lapte cald și le voi amesteca foarte bine împreună. Practic, în acest fel, condimentele se vor dizolva foarte, foarte bine. Pentru aceasta, trebuie să gustați mai întâi, bineînțeles, cartofii și în funcție de ce condimente considerați că ar trebui să adăugați, le veți dizolva în laptele căldus din ceașcă. Apoi, voi continua și voi mai adăuga și untul la temperatura camerei și îl voi mixa foarte bine și pe acesta în continuare. În oală, alternând totodată treptat și cu laptele, iar după ce ați făcut asta aproximativ și ați amestecat, veți mai gusta și veți mai putea adăuga condimente și pe parcurs, bineînțeles, și direct în oală dacă va fi nevoie. Apoi, mă voi opri când consistența este una minunată și una potrivită pentru ceea ce îmi doresc, chiar dacă nu voi adăuga neapărat tot laptele, de exemplu, pentru că preferați un piure mai viscos sau chiar dacă veți adăuga și mai mult lapte în cazul în care preferați un piure cu o consistență mai lichidă. Ideile vă aparțin. La final, așez totul în farfurie și pregătesc în tocmai după preferințe. Mai revin cu puțin ulei călit pe deasupra piureului și gata! Ceapa ușor călită va lăsa un gust minunat în ulei și astfel va da și farfuriei mele totodată un gust minunat și cumva acel gust autentic care mă duce cu gândul de fiecare dată doar la copilărie. Și vă asigur că acest gust îl veți resimți fiecare dintre voi dacă veți alege să asezonați o asemenea farfurie de îndată. În speranța că a fost un clip folositor, că v-a făcut plăcere să gătiți alături de mine, voi încheia acest clip aici și ne reauzim curând la un alt clip.